Hai, continuă tu. Gata, că gata. E simplu scurt. Mulțumim, te iubim și ca tine nu găsim. Bravo, Andreuța! Dragul meu, am intrat bine de tot în vară, da? Ce să mai, suntem aproape la jumătatea verii și se întâmplă un concurs pe care eu îl știu de când eram mică. De când erai mică, bravo, Nati, în sfârșit. Și eu am fost părtaș la aceste evenimente, am și cântat acolo, chiar vorbeam acum înainte de a intra în direct. Deci ai amintiri frumoase, da, care te leagă de Miss Plaja, nu? Miss Plaja, Miss Plaja, da. Dinu Maxer alături de Emanuela Chermani, sunt alături de noi în această bine seară. Bine ați venit, dragii noștri. Bine ați venit. Bună seara. Noi nu suntem Miss Plaja, da? Nu, nu. Mister Plaja. El este producătorul Miss Plaja de 24 de ani, iar eu am prezentat mai mult de jumătate, clar. Ați venit și cu fetele, o parte din concurentele de anul acesta. O să vreau să le invităm și pe parcursul intrărilor să și discutăm așa aplicat. Avem și câștigătoarele, da? Aici, nu? Normal. Avem și câștigătoare. Nu mai sunt câștigător. Domnul Manuel, haideți chemați fetele, să intre fetele. Fetelor. Invita. Prima concurentă. Miss Plaia, Plaia, Plaia. Haide să le și prezentăm. Vorbim peste aia, crezi că e doar muzică. Sigur că da. Ea este câștigătoarea Miss Plaja 2024. 24, bun. A treia oară când a participat, nu-i așa? Da. A treia deci, oară. Fetele au voie să participe de mai multe ori? Dacă nu câștigi titlul suprem, da. Din ce oraș? București. București încă, este. București este. Domnișoara? Bună seara, bine ai venit. Luminița a participat acum, din cauza se cheamă Miss Plaja History, a participat acum 12 ani în urmă. Acum colaborează cu noi. Am înțeles, deci dar avem, toate rămas frumoase. Avem acum, și participante așa vechi. Acum este parte din stafful din spatele acestui concurs. Participă și ele, fete din staff. Nu, nu, o organizare. Ce-a dat locul 2, acum un an. Așa e? Acum un an, locul 2, bravo! 2023. Miss Plaja History. Domnișoara? Domnul Manuel? Nu am găsit. Unde este Ana Maria? Locul 2. Trebuie să intre Ana Maria, dacă ne aude în spate. Ana Maria! Uite, domnișoara, foarte entuziasmată. S-a emoționat. S-a stabilit ordine de intrare și... Miss simpatică. Da. Miss Plaja are această caracteristică specială, simpatizată unică. Simpatizată de către juriu, de către public, de către cine? Are titulaturile astea frumoase, în loc să fie mențiune. Sau premiu special, are aceste denumiri frumoase pe care Manuel le-a gândit de-a lungul anilor. Un fel de cum era la Miss Boboc, când zice eu, Miss Popularitate. Da, da. E simpatică, ești populară, ești plăcută. Sunt multe, uite, simpatica, sexy. Senzuala, fiindcă... Da, văd că Miss Plaja History se repetă. Da, fiindcă și ea este câștigătoarea anul trecut. De unde știu? Că a participat la clipul pe care l-am filmat anul trecut. Câștigătoarea anul trecut este. Nu, nu. Ce loc ai luat anul trecut? Fetele. A luat loc pe scaun. Miss Sexy de anul trecut. Miss Sexy. Uite, și Miss Bronzata am văzut. Uite, Miss Bronzata. Asta la sala a venit mai repede la mare decât poți. Special să câștige. Miss simpatică. Și ce am citit? Miss Panicat. Am citit în greșeală. Miss Panicat. Da. Nu ne-am panicat noi când au venit. Câte secțiuni are acest concurs, care are totuși o istorie extraordinară în spate? Și ce trebuie să facă fetele ca să se înscrie? Cam care sunt caracteristicile pe care le trebuie să le îndeplinească? Uite, pentru doritoarele care se uită acum la noi. În primul rând, Miss Summer. Eu nu văd Ana Maria. Uite pe Ana Maria. Ana Maria, locul 2. Locul 2, nu? Da. Nu știu de ce s-a întâmplat, am venit așa târziu. Miss Plaja are locul 1, 2, 3 și premii speciale, că sunt mai multe. Deci vine foarte multe fete la noi. Pentru asta că sunt mai multe fete. Apropo, câte fete vin la un astfel de concurs sau la casting? Dacă se spune că sunt 31.000 fete răscris. Câte? 31.000. Baza de date. Baza de date. Cine baza de date are 31.000 de fete care au participat, care urmează să participe. Din lungul din... Și din câte, din 31.000 sau din câte au fost, câte intră în selecția finală sau în concurs?
noi înainte facem 10 ediții în fiecare săptămână. Acum facem una ediție mare. Câte fete sunt intră în ediția mare? Aproximativ 35-40, depinde de... 40. Deci e destul de strânsă concurența. Da. Domnule Manuel, ce se întâmplă după câștigarea acestui concurs? Fetele, nu știu, primesc joburi, rămân într-o bază de date unde sunt contactate, adică li se deschid niște porți sau e o experiență de vară? Scopul de la concurs că noi costumim vedete. Alexandra Stan, foarte multe vedete sunt la televiziune. Alexandra Stan s-a făcut cunoscută aici? Alexandra Stan la 14 ani am fost la mine. Wow, și multe alte vedetele care sunt la televiziune sunt pornite de la mine. Acum, Cristina Șișcanu, că acum la televiziune, tot a fost participantă la Miss Plaja. A fost participantă? Da, foarte multe fete. Foarte de acolo, vreuna dintre fetele care au fost la voi, nu știu, undeva în afară sau să ajungă, nu știu, model pe undeva? Da, este una dintre fete. Cum este una? Sunt mai multe fetele care sunt afară de România. Care au plecat Sunt foarte multe. Câștigătorul, oricum, cariera începe după concurs. Începe să mergi vesător. În special, premiile sunt de așa natură, încât fetele să-și dorească, adică să trebuiască să continue. Nu, au luat un premiu, au plecat acasă la cheltuie și adică, a pus cariera. Adică, în ce constau premiile, Dinu? Premiile constau în contracte în valoare de 1000 de euro. Adică contracte către ce? Nu știu, care de modă... Participante, firma Luna de Miere, că e patronă de concursul Miss Plaja. Și noi, până asta, promovăm fetele. Să ajunge la cariera modeling sau reclame și ca ele să crească, nu? Toate sunt în valoare de minim, de cele cel puțin minim vor câștiga, uite, locul întâi, 3000 de euro. Bun. Ședință foto, bănuiesc un album frumos. Bine, alea sunt gratis din partea companiei, nu? Nu știu, salon de, nu știu, de make-up, de... Exact, prezentări de modă. Uh-huh. Au fost ani în care au ajuns la Milano, unde ai ajuns cu fetele? Noi, fetele că sunt înalte, noi nu bazăm pe fetele numai înalte. Și în fetele mai mici, cam Alexandra s-a avut 1,58 când am venit la mine. Acum are 1,60. După aia a crescut. Nu, a mai crescut 2 cm. Adică noi bazăm pe și pe talent. Dar asta mă uit la fete, că nu neapărat standardele, unele dintre ele standardele acelea internaționale, dar sunt foarte frumoase toate. Asta înseamnă că voi merge și pe varianta de nu neapărat de manechin, ci de model, nu? Da. Pe fotogenie, pe ședințe foto, pe reclame, așa cum ați spus. Mai multe fetele sunt la știrile, la multe televiziune, sunt de la Miss Plaja. Sunt și fete care au debutat în televiziune, nu? De fapt, dacă ați spus de Cristina Șișcanu, e clar. Da. Important este că Miss Plaja este o rampă de lansare. Rampă. Și evident este un pas în perfecționarea unei persoane, unei fete care nu a făcut niciodată cunoștință cu lumea TV, da, lumea media, și atunci pentru ea este un început. Ce constă concursul? Are mai multe probe? E ca și concursul, nu știu, mai multe fete și cu o probă de cultură generală. Da. Proba de rock de seara, noi de multe ori invităm fetele la agenția înainte că vin la concurs, pregătim pentru concurs. Nu ce costă pregătirea? Niciodată știi ce înseamnă mersul pe scenă. Începe cu noi și începe să mergi sus. Bănuiesc că este o pregătire de bază, nu? De bază. Și fetele sunt cazate la Mamaia, ziceam, zona cel mai luxoasă, să zicem. Sunt cazate de la partea noastră, masa, are tot. Până la urmă e vorba de o comunitate frumoasă care se creează, fetele se împrietenesc, e vorba și de experiență de vară minunată și de aici se pot naște în funcție de ele multe contracte și ușile se deschid. Noi vă mulțumim. Uite, una dintre chestii, ca să facem un teaser pentru ceea ce va urma după publicitate, este chiar faptul că an de an mai mulți artiști, printre care și eu, filmăm în cadrul concursului videoclipuri. Iar anul acesta chiar am mare plăcere. Însoțiți de fete, evident, beneficiind de frumusețea fetelor. Voiam să zic că vă mulțumim pentru discuție, dar ne întoarcem cu actul artistic, da? Exact. Unde fetele vor fi în jurul vostru, nu? Pauză și revenim imediat. Pam pam. Spy News. Pe final de emisiune avem muzică cu dinumată. Și în orice muzică, fiindcă avem o premieră. Aici la voi, premieră și de piesă, premieră și de clip. Bun. Și premieră și formula asta de scenă. Așadar,
o să vă șochez în această seară cu o piesă, nu vă spun nimic, decât că se numește Nu mai sta jos. Apropo, ce o să stăm și noi în picioare atunci. No. Seară bună tuturor, haideți să ascultăm muzica. Pe mâine. Nu mai sta jos, fii mai fițos, hai dansează și trăiește spectaculos. Nu te lăsa, spune așa, nu mai pierd nicio secundă din viața mea. Nu mai sta jos, fii mai fițos, hai dansează și trăiește spectaculos. Nu te lăsa, spune așa, nu mai pierd nicio secundă din viața mea. Hands down, hands down, toată lumea se spăscaun. Hands down, hands down, up down, down. Pe trecerea n-o dau. Nu ești în altii drepti, ca lucruri de povesti. Ca totul cu măsură, din bărbară cu nu mai sta jos, fii mai fițos, hai dansează și trăiește spectaculos. Nu te lăsa, spune așa, nu mai pierd nicio secundă din viața mea. Nu mai sta jos, fii mai fițos, hai dansează și trăiește spectaculos. Nu te lăsa, spune așa, nu mai pierd nicio secundă din viața mea. Hands down, hands down, toată lumea se spăscaun. Hands down, hands down, hands down, este trecerea n-o dau. Doamne, las-mi viață vrei, m-am distracție și femei. Doar femeia izolește un bărbat ca să le sfințe. Mai sta jos, fii mai fițos, hai dansează și trăiește spectaculos. Mai sta jos, fii mai fițos, hai dansează și trăiește spectaculos. Nu te lăsa, spune așa, nu mai pierd nicio secundă din viața mea. Mai sta jos, fii mai fițos, hai dansează și trăiește spectaculos. Nu te lăsa, spune așa, nu mai pierd nicio secundă din viața mea. Hands down, up 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 down, up